se face în altă limbă. Sigur că se leagă foarte mult de limba maternă. Absolut. De limba în care te educat. În care te educat, da. Unii au încercat, dar pentru colonia de români. Da, da, să da, facă da, piesa da, limba. Da, da, în Canada, unde colonie mare. Diaspora, da. Diaspora, da. Și au avut succes. Da, da, da. Cu piesele care le-au... Piesele clasice, normal. Sigur că da. Care erau foarte cunoscute. Își aduce aminte cu plăcere și se reîntâlnește cu textele clasice. Cu textele clasice românești. Românești, da. Mitica Popescu a fost până în anul 3. Este foarte interesant cu Mitica Popescu. Mitica Popescu, prieten bun cu mine. Altă prietenie foarte frumoasă cu Mitica Popescu. La noi în clasă apare Iulia Vraca. Iulia Vraca era o fetiță tânără care terminase liceu, intrase la teatru, căsătorită cu maestru Vraca. Maestru Vraca era om în putere, era în sfârșit de carieră. Iulia Vraca, o fată foarte drăguță, inteligentă, deșteaptă, dar stătea mai rău cu ceea ce se cheamă, zicem noi, talent ciofion. În zestrare, ți-o dă Dumnezeu, nu ți-o dă, ți-o formezi. Asta poate că vorbim ce înseamnă cu talentul ăsta, domnule Arcudean, exact, nu? Cum exact. Vine și exact. Dacă se educă sau nu. Da, și maestru Vraca se informa la profesorii de la clasă, la asistenți. Cum e cu... Cum e cu... Și toți dădeau din numeri. Și... Îl ia pe Mitica.